profesorii Teleorman, că altfel nu le putem spune, hai să vedem un pic această imagine. Fiți atenți acolo, deci nu suntem pe Amazon, deși așa ar părea. Vedeți acei atârnători pe margine care stau să filmeze, voi băieți. Ce au ei acolo în mână, că eu de aici nu văd? Microfoane. Dar sunt niște domnișoare agățate acolo de gardurile alea vii, cu microfoanele ca să capteze sunetele, ce se vorbește în barca oficială a statului român. Și acum veți vedea a doua imagine. Imediat o să vedem cum e antologică și asta. Ia uitați-o. Deci este barca oficialităților și lângă ea este barca ălora care îi trăgeau în poze pe cei care conduc țara. Și aia adusă, uitați-vă, vâslită de oameni la fel de destoinici ca și cei care le purtau de grijă lui Dragnea și lui Ponta. Bă, este halucinant. Totul se întâmplă, gata, vă spun, nu intrați în panică. Nu este pe Amazon. Ăla îi zice în mijloc că ar coordona circulația. Zici că e un milițian ăla acolo. De stă cu apa până la genunchi, cu, e cu spatele în imagine. Cine e ăla? Da, ăla stă ca să dirigeze circulația, probabil, pe aceste pâraie care au devenit niște râuri. Fantastică imagine. Aia s-au dus să-i pozeze pe înalții demnitari. Veniți acolo ca la Plugușor. Da? În fel, declarația lui Victor Ponta este exact în lungul șir al declarațiilor, nu numai nesimțite și peltice și agramate, dar absolut izolate de caz. Omul ăsta e dus cu pluta, acum, sigur, la propriu, după cum ați și văzut. Ce faci, fă, Doină, aici? Aveai chef de niște inundații? Da, după cum ați văzut, era și pe burtieră la Robert Turcescu mai devreme. Așa a întrebat-o Victor Ponta pe Doina Pană. Dar urcase și ea în barcă cum ai urca într-o rată să te duci de la Copșa până la Mârșa. Da? Ministrul delegat pentru dialog social, care venise și ea să discute cu localnicii, să-și audă ofurile cu ecou pe acolo. Asta spunea și Victor Ponta. Vai, 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 of, of, of. Când vedea catastrofa. Păcat că n-a fost trașul Bichir. Înalt cât ușa asta, cât sala asta. El era bun la inundații, dar n-a făcut nimeni probabil apel la el, plus că el e cu cele sfinte, mă rog, în teorie, la un moment dat era, nu se poate spune, a plecat, că dacă s-a plecat nu s-a mai ridica. Dar avea așa o inclinație, să spunem, către cele sfinte. Ar fi fost util pentru că dacă te duceai cu Bichir la găsit nod în papură sau chiar papură, în râurile alea, lui ajungea apa până la glezne. Deci nu avea nicio problemă la cât de mare și înalt este. Acum, marea dramă aici, până la urmă, culmea ironiei și a prostiei, că numai în țara proștilor păcăliți se poate întâmpla așa ceva, este vorba de râul Vedea, care e sec, practic. Deci un râu care a secat, care practic nu există pe hărțile ăstora care se ocupă cu situația apelor la nivel național, și Vedea și Teleormanul sunt niște albi dintre alea înguste, nesemnificative. Șansa ca ele să se revolte vreodată, din punctul lor de meseria lor vorbind, adică să se învolbure apele respective, da? Vorbim despre meserie aici, asta e o meserie pentru o apă să-și iasă din matcă, e de 1 la 1 milion, să știți. Tocmai de-aia toate fondurile care au fost alocate, că s-au alocat destule, în județul Teleorman, da, sunt fonduri pentru orice. S-au dus către firmele lui Liviu Dragnea. Stați liniștiți că nimic nu s-a băgat pentru diguri, pentru... Mie, ce mi se pare aici, evident, de râs, da, și îi amendez un pic pe colegii mei care păreau ușor iritați și revoltați, țipau unii la alții prin studiouri și am îmbrăcat, am văzut cel mai bun costum. Senatorul Barbu astăzi la doamna Pușcalău, cum îi spune el, spune... Băgați-vă mințile în cap, vorba lui Mitică Dragomie, că îl citam mai devreme. Suntem o țară africană. Deci nu mai veniți cu asta că de ce nu s-a făcut. Acum, deja de două zile, tragem autoritățile de mânecă și după aia poate și de păr, dacă mai au. Păi ideea, dar ce ați făcut fraților până acum? Haideți să fim serioși. Andreea Raicu se plimbă cu unul însurat și cu doi copii pe stradă.